În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iertate-ți sunt păcatele, ia patul tău și umblă. În duminica a doua apostolului, deci după ce am văzut triumful ortodoxiei prin evenimentul iconoclast, deci de eliberarea cultului icoanelor, atunci când împărații iconoclaști erau împotriva icoanelor, și atunci s-a stabilit pentru totdeauna cultul icoanei prin închinarea la chipul zugrăvit pe ea și nici de cum la idoli, idol însemnând cu totul altceva, ceea ce în Vechiul Testament am întâlnit atunci când s-a făcut vițelul de aur și au jucat în jurul vițelului și au lepădat pe Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu Savaot sau Iahve, cum îi spunea în Vechiul Testament, dar la cuvântul idol am putea să spunem că ne închinăm la idol atunci când ne-am închina la orice obiect sau la orice închipuire de pe pământ. De exemplu, să-ți faci ție chip cioplit, să-ți faci lui mamă ta chip cioplit, la copilul tău chip cioplit, la casa ta, la averea ta. Deci aceea înseamnă idolatrie. Și în idolatria modernă, la momentul actual, intră trei mari idoli. Idolul mândriei, care este cel mai periculos idol și care periclitează și întreaga ortodoxie, fiindcă inclusiv căderea diavolului vine din această idolatrie. Și mândria are la bază două suporturi, părerea de sine și iubirea de sine. În părerea de sine crezi că nu mai este nimeni ca tine, iar în iubirea de sine îți aloci sau îți faci tot ceea ce vrei tu. Și ca să dau un simplu exemplu pe înțelesul dumneavoastră, o simplă garderobă care costă câteva sute de milioane de euro pentru că i-ai pus tu pietre scumpe, poftim. Aia se cheamă iubire de sine sau lucru fără rost, să mai spune. Pentru că și cu ăla sau fără ăla poți trăi. Un alt idol modern poate fi timpul pierdut în deșert, despre care Mântuitorul Iisus Hristos a scris în Evanghelie. Pentru tot timpul deșert veți da seama. Iar prorocul David a combătut acest lucru și a spus: neîncetat vă rugați. Pururea lauda lui în gura mea. Sau bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea. Deci iată cum trebuie folosit timpul. Iar apostolul Pavel, marele apostol al neamului, a spus și el un cuvânt frumos: neîncetat vă rugați, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Și acum cineva va spune: păi părinte, dar ce facem de acum? Stăm numai ca la biserică cu cartea în mână? Nu! Viața omului are trei etape componente într-o singură zi. Prima etapă este munca, pentru că a spus Hristos și Sfânta Scriptură, să-ți câștigi pâinea cu sudoare. Și dacă nu muncești, nu mănânci. Și asta se poate demonstra și în societatea noastră. Ați văzut că dacă nu muncești, chiar nu mănânci. Că n-ai ce, n-ai cu ce cumpăra. Sau n-ai din ce. Al doilea, odihnește-te. Grijește trupul care poartă sufletul. Grijește trupul care este casa sufletului. Și poartă grijă de el să nu cază în ce? În sinucidere. Sinuciderea lentă, fumatul, băutul în exces, curvăria în exces, moartea rapidă a trupului, o travă spânzurătoare, necu și așa mai departe. Deci iată, deci aici trebuie să fim din nou atenți. Iar o a treia și ultima idolatrie este rațiunea inteligibilă care duce la cunoașterea prin știință. Deci noi avem trei stări. Starea întâia, care înseamnă descoperirea sau ceea ce arată Dumnezeu că trebuie să faci și atunci când faci este bine. Doi, este cunoașterea intelectuală, când noi ne pregătim profesional. Unul tămăduiește inima, unul repară tractorul, unul judecă legile statului, unul caută în ochi, unul caută în stomac, fiecare pe specialitatea lui. Iar o a treia, dacă vreți, cunoaștere este priceperea sau darul lui Dumnezeu de a discerne lucrurile prin ce? Prin rugăciune.
Și aici ce se întâmplă? Aici apare un fenomen de care toată lumea are nevoie. Când faci ceva, nu stai și le alegi întâi. Oare ar fi bună ideea asta? Să schimb serviciu, să mai învăț ceva, să fiu pregătit, oare ce am să împiceci? Deci aici intervine Dumnezeu și te ajută în raport de cât tu te străduiești sufletește și în popor noi mai folosim termenul acesta, zice să-i dea Dumnezeu noroc, nu-i dă niciun noroc, îți dă luminare de minte și sclipire, să fii în centrul problemei atunci când se pune problema ca atare. Și lucrul acesta l-am întâlnit în nenumărate cazuri, când omul a venit și a spus, părinte, ce credeți că ar fi bine să fac? Zic, uite, citește o rugăciune și du-te și fă lucru cu tare, că s-ar putea să fie bun. Și cu rugăciunea, lucrul respectiv a ieșit bun. Aceasta este priceperea. Deci lucru care, în termenii populari, noi o numim școala vieții. Deci, din această școală a vieții învață omul și duce mai departe. Măsa și învață pe fată, tatăl pe băiat, părinții pe copii, copiii pe fiilor, bunicii pe nepoți și se transmite din generație în generație această nativitate și, dacă vreți, nu toată lumea a știut carte ca acum în secolul 21. Deci sunt și două categorii de inteligență. Au fost oameni inteligenți care nu știau să scrie, dar știau ce trebuie să facă și ce ar trebui scris. Iar acum avem oameni care știu să scrie, dar nu știu ce trebuie scris. Aia e mare artă. Deci, asta este diferența între omul alfabetizat și omul analfabet. Analfabetul știe ce are de făcut, dar nu poate scrie, iar cel cultivat știe să scrie, dar nu știe ce. Da, ca drept dovadă că în lumea modernă unii studenți lucrează cu hands-free-ul, deci li se șoptește ce să scrie, chiar dacă știu să scrie. Și de ce am făcut introducerea aceasta? Ca să înțelegeți că ortodoxia merge din treaptă în treaptă și ajunge la una superioară. Care este treapta superioară a îmbolnăvirii minții? Că aici trebuie să ajungem noi în tema de azi. Este treapta îmbolnăvirii sufletului. Iată-ne în duminica a doua din post, în Capernaum. Un oraș foarte frumos pe care Iisus l-a iubit dintotdeauna și a făcut foarte multe minuni. E o zonă plină cu verdeață. Iar Iisus, stând în acest oraș, ce credeți că făcea? Propovăduia și vindeca bolnavi. Într-o zi a venit Iair. Într-o zi a întâlnit cortegiul văduvei din Nain. Într-o zi a întâlnit pe, cum se cheamă, pe sluga mai marelui sinagogii, a sutașului, care a spus, nici nu trebuie să intri sub acoperământul meu, nu sunt vrednic, zi numai cu cuvântul. Dar la toate ipostazele acestea de tămăduire, apar câte o incertitudine, care nouă ni se par corecte sau incorrecte. Și unii vor spune, da, da, poate ăla care a fost vindecat nu și-a dorit lucrul ăsta. Și atunci, de unde știm noi că fiul văduvei din Nain, când a fost înviat din morți și ridicat din cortegiu de înmormântare, și-a dorit ca să trăiască? În momentul în care Hristos a pus mâna pe sicriu, pe lădița în care era îngropat sau pe giulgiu, i-a spus, tinere, zic ție, scoală-te. Acesta nu numai că s-a sculat, a și vorbit. Deci a spus ceea ce a văzut dincolo de lume. Sau dincolo de el. Fica lui Iair, care era mititic, avea doar vreo 9 ani, până 9 ani. Ce a spus Hristos? Noi nu știm dacă ea și-a dorit să se facă sănătoasă sau nu, dar știm rugămințile mai marelui, deci a tatălui ei. A spus, dați-i să mănânce! Și i-a dat să mănânce. În momentul în care sutașul era la distanță și a venit numai stăpânul lui, deci și-a spus, zi cu cuvântul să se împlinească, noi nu știm care era voia celui în suferință. Dar de data aceasta, sutașul primește încredințarea și mai mult decât atât, lauda pentru modul exigent de prezentare a dreptei credințe. Doamne, eu știu cum îi încerc.
Tu dacă spui, se împlinește. Iată ce frumos. Prima revelație din gura unui om de alt neam despre puterea de lucrare a lui Dumnezeu în lume. Să fiți foarte atenți, că aici ne oprim azi. Eu știu că dacă tu spui, se împlinește. Și eu am slugi și spun, du-te și se duce, vino și vine. Du aia sau fă aia și face. Așa e și la tine. Deci iată ce frumos a structurat ierarhia pământească în raport cu ierarhia cerească supusă lui Dumnezeu. Și lui Iisus Hristos, marele învățător și profet și arhiereu al nostru, i-a surâs această noțiune și ce a zis în sinea lui, pentru că era Dumnezeu. E o idee prin care aș putea demonstra, că atât cel bolnav sau suferind, cât și cei care se roagă sunt în comuniune. Și în momentul în care noi ne aflăm acum în fața situației de astăzi, nu stau să vă repet pericopa, ați văzut, e vorba de o mulțime, de un acoperiș spart, de un slăbănoc pus de 4 oameni în fața Mântuitorului, de o discuție contradictorie între opinia evreiască și opinia lui Hristos și în cele din urmă e vorba de iertarea păcatelor, de ridicarea unui om și plecarea lui acasă sănătos. Cu conceptul că cine este acesta care poate ierta și păcatele? Iată al doilea element nou apărut unde? În imaginea publică a vremii de atunci. Și acum mă întorc exact unde mă interesează. Întrebarea este, slăbănogul era de acord să fie sănătos? Era. Orice bolnav aveți acasă, nici doctorul nu-l operează până nu se dă semnătura. Ca să se dea semnătura, se dă acceptul. Și sigur, acel bolnav paralizat, sau ce era el paralitic, sau ce era el olog, slăbănov, a avut încuvințarea lui personală și încrederea că dacă ajunge în fața acestui mare învățător și a acestui sfătuitor, el să face sănătos. Și ce a spus? Purtați-mă pe pat! Și când spune că l-au luat cu patul lui, l-au luat cu o targă. Deci bănuiesc că așa era la vremea aia patul despre care este vorba. Targa respectivă. L-au pus pe targă 4 oameni și au plecat spre locul unde se afla Iisus. Drumul străbătut, arșița soarelui, oboseala zilei, nădușeala Ierusalimului, pentru că să nu credeți că acolo la Ierusalim este aer condiționat pe afară. Sunt temperaturi suficiente de la 40 de grade în sus. Au făcut să ajungă în fața unei mulțimi atât de mare și o ambuscadă din aceea, cum aș spune eu acum, lasă-l pe cutare să ajungă până aici, de aglomerat, nu se poate. Ei, acolo nici măcar cred că asta n-au înțeles. Și atunci, aceia au oferit rapid lespezile casei, cum era acoperită casa să țină răcoare, și l-au pus în fața Mântuitorului. De ce tocmai prin acoperișul casei și n-au putut să-l bage pe un perete sau pe o fereastră? Pentru că se vede că casa împrejur era toată înțesată de personaje, de oameni. Dacă le iei pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, dacă le iei pe Grigore Palama, cel pe care îl propovăduim astăzi și îi cinstim pomenirea și numele, și vă spun despre Sfântul Grigore Palama doar un lucru frumos. Toată familia lui a fost canonizată ca sfinți, frați, surori, mamă și tată, pentru trăirea lor ortodoxă, exemplară și folosită la un termen de al nostru de astăzi, impecabil, adică n-a lăsat nimic de dorit în ceea ce privește viața ortodoxă. Același lucru îl mai găsim în viața Sfântului Vasile cel Mare, cu bunica, cu sora, cu frații, cu mamă, cu tată, toți care erau o familie model și a rămas unul dintre cei 3 mari erari. În momentul în care s-a pătruns prin acoperișul casei datorită mulțimii personajelor din jur, aici problema se complică și la nivelul nostru sufletesc. Slăbănogul din Evanghelia de astăzi este sufletelul nostru batjocorit de diavol și slăbănogit de patim. Lenea, trândăvia, uitarea și nepăsarea, uriașii sufletului. Uriașii sufletului te duc automat la iubirea de sine, cruțarea de sine, nepăsarea,
lepădarea credinței, nefacerea pravilei, a canonului, a rugăciunii, moleșala, acedia, trândăvia și moartea sufletului. Nu le știu toate, după Filocalia 6 le găsiți. De ce vi le-am amintit? La un moment dat, sufletul simte nevoie să se vindece, trebuie purtat de 4 bărbați. După Ioan Carpatinu, în Filocalia 4, spune că cei 4 bărbați sunt cumpătatea, bărbăția, puterea și înțelepciunea, iar după celelalte lucrări sufletești, sufletul este îmbrăcat într-o carcasă purtată din 4 stihii. Deci avem păcate subțiri și păcate grele. Apă și pământ, care înseamnă trup cu patim, foc și aer, care înseamnă duhuri. Nu spunem noi câteodată, dar ce aia-i duhuri? Adică te ia la frământat sarsailă cel nevăzut. Acest suflet slăbănocit este purtat spre Hristos, v-am spus, fie de cei 4 bărbați spirituali, fie de cei 4 bărbați materiali. Aici, în alegoria sau în textul Evangheliei, Evanghelia se referă la 4 persoane care târiau un slăbănoc. Dar aceasta înseamnă, pentru explicarea înțelegerii minții voastre, când s-a ajuns prin acoperișul casei, omul din ce-i făcut? Din trup și din picioare și din cap. Capul-i partea inteligibilă sau capacul întregului hoit, partea irascibilă de sub barbă până sus ter, unde să clocotesc toate duhurile noastre și se cheamă partea mânioasă, de acolo iertăm, de acolo urâm, de acolo dușmănim. Și ce spune în Evanghelie? Omul bun scoate cele bune din visteria inimii sale. Omul rău scoate cele rele din visteria inimii sale. Deci iată că în partea irascibilă ce avem? O inimă. Ce este acea inimă? E o casă. Ce casă? Casa sufletului. Deci iată unde ne-am întâlnit. Cu Hristos în casa sufletului. Iată cu ce ne-am întâlnit. Cu Hristos stând în inimă. Acolo e locul lui Dumnezeu. Când spui rugăciunea inimii după toate filocaliile, ce se întâmplă? Cobori mintea în inimă. Și s-a întâmplat cu slăbănogul de astăzi. Trebuia pus în fața lui Hristos. Cum trebuia pus în fața lui Hristos? Printr-un singur loc. Prin străpungerea inimii, prin pocăință, prin părere de rău. De aceea s-a lăsat purtat de cei 4 bărbați pe targă până dinaintea lui Hristos, prin acoperiș. Și Sfinții Părinți spun, căldura care vine din cap e falsă, căldura care vine din umeri e falsă, căldura care vine din burtă, din partea poftitoare e falsă, numai căldura care vine din dreptul inimii la sânul stâng și străpunge inima cu o căldură mai mare decât a corpului, este cea dumnezeiască. Vă fi fost cald vreodată, că își fac și femeile bufeuri de menstruație, dar n-au treabă cu rugăciunea inimii, e cu totul altceva. Ajuns sufletul în fața lui Hristos, e nevoie de coborâre, adică rațiunea și imaginația minții doborâte și lăsate jos. Și aici vă spun în ce constă neputința slăbănogului. Vine în fața lui Hristos și tace! Sufletul nu vorbește niciodată. Singura care vorbește în om este conștiința. Poate și în filmele de la ecran ați văzut vreodată că, fără să-și dea seama, regizorii fac legătura între psihic, adică nevăzutul și sufletul, cu omul real. Și dă câte o secvență din asta așa, în care omul își reamintește imaginele care s-au petrecut într-un oarecare timp. Alea au loc la nivel de minte, de suflet. Alea rămân ca încărcătură duhovnicească, dar și intelectuală pe minte și să transmit inimii și sufletului. Și atunci se face legătura între o lume știută și una neștiută. Cea palpabilă și cea nevăzută. Ajuns în fața Mântuitorului, sufletul nu scoate o vorbă. L-ați văzut pe slăbănoc spunând ceva, Doamne, spăcătos, Doamne, iartă-mă, Doamne. Nu. Vorbesc pentru dânsii cine? Cei 4. Cei 4 vorbesc. Cei 4 sunt dirijați de conștiință.
Ei vorbesc. În momentul în care vorbesc, ce începe? Murmurul din prejur. Și vă dau murmurul din prejur, vi-l redau într-un pasaj. Pleci de acasă cu ideea să te duci la spovedit, la golirea sufletului, cum vă împărtășeți voi de obicei duminica. Ți-ai scris pe foaie. Am furat, am curvit, m-am mâniat, am băut, am mâncat, m-am lăcomit, m-am mândrit și mai nu știu ce ai mai făcut. Dar ai grijă în așezarea orientativă a păcatelor în foaie, ca imaginea lui Dumnezeu despre tine în fața duhovnicului și a ta în fața duhovnicului să nu se știrbească. Părinte, cred că am mai vorbit în deșert, dar primul pe care l-ai bârfit e duhovnicul. Cred că am mai lăcomit, dar primul care te-ai lăcomit ești tu. Cred că am mai mâncat prea mult, dar ești primul care ți-ai dorit lucrul ăsta. Dar le așez într-o ordine așa că atunci când vor fi citite, să arate a imagine nu impecabilă, transparentă. Doamne, câtă sinceritate în omul acesta! Sinceritatea știți unde este? În măsura dezlegării păcatului, repet, și vindecarea sufletului. Și ce spune în Filocalie Sfinții Părinți de vindecarea sufletului? Omul care nu mai repetă păcatul s-a vindecat sufletește. Acum pun întrebarea pentru tema acasă. Câți dintre noi suntem vindecați sufletește, ținând cont că de la un post la altul, o singură banalitate, venim cu aceleași păcate. Tot noi ne mâniem, tot noi ne supărăm, tot noi ne întristăm, tot noi clevetim, tot noi bârfim, tot noi judecăm, tot noi facem rău, tot noi ne răzbunăm, tot noi ținem minte rău, tot noi purtăm ranchiună, tot noi nu putem ierta. Ne-am vindecat sau nu? Nu. 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 Nu-i de ajuns că ai spart casa. Trebuie să o și repari, să o pui la loc. Adică, pe unde a intrat slăbănogul în fața lui Hristos, tu trebuie să acoperi, adică mintea să nu mai meargă unde vrea ea, să stea unde vrei tu. Și de aceea Ioan Iacob Hozevitu și-a permis să scrie o poezie simplă în care a spus așa, în cuvinte aproape țărănești. Mintea ta creștine e făclie fără unt de lemn. Apropo de Evanghelia celor 10 fecioare care strângeau unt de lemn pentru candelilor lor. De la Domnul cere milă până când mai ai feștil, adică până nu se stânge sâmburile credinței și șansa de mântuire. Și tot Ioan Iacob, într-o altă poezie și mai scurtă, spune așa, lasă cărțile profane și te uită în cele sfinte ca să prinzi ceva la minte. Deci vezi ce frumos te îndeamnă la literatura duhovnicească? Simplu. Și iarăși spune Sfântul Ioan Iacob, apropo de același lucru, haine noi acum la modă trebuie să ai, dar a sufletului ta haină, știi să ți-o păzești în taină? Adică știi să ai sufletul curat, nu te lași murdărit de mizeria din prejurul acestei lumi. De ce? Acum vă spun de ce. În momentul în care Iisus a privit la slăbănog și i-a spus, iertate-ți sunt păcatele tale, primul murmur a fost din partea mulțimilor. Mulțimile la nivel de suflet sunt de două feluri. Patimile, care nu o să cedeze niciodată, indiferent cât te-ai spovedi, ele bat război și vor dreptul lor. Gândurile, care sunt milioane și milioane și milioane și milioane. Aveți vreodată vreun moment când nu vă gândiți la nimic? Eu nu cred. Dar mai mult când te pui la rugăciune, parcă atunci rezolvi toate problemele dintr-o zi. De ce? Gândurile veghează. Și după gânduri sunt draci. Cineva a spus, vai părinte, ce des îi pronunțați numele, dar dacă așa îl cheamă dracu, cum să-i spun? Diavolul, el, e acolo tot timpul și spune apostolul Pavel și prorocul David, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime, auzi Ione, de sus. Și Sfântul Antonie, cum vă spuneam, că nu-mi place să repet același lucru de fiecare dată, uitându-se odată în sus, a zis așa, Doamne, poți să-mi arăți cât de dese sunt cursele diavolului? Și a văzut o sâtă neagră, parcă ar fi numai pureci.
Și a zis, Doamne, dar mulți sunt, cine trece peste ăștia? Și s-a auzit un glas ușor și dulce, smerenia. Deci dracu e fecior, dar nu se culcă cu femei și e diavol. Dracu nu mănâncă și nu se îmbuibează, dar e diavol. Și noi postim. Dracu nu doarme și noi priveghem. Dracu nu obosește și noi nu ostenim, ne ostenim. Dracu nu se roagă, dar e atent și urmărește. El e tot timpul ochi și urechi. Dar un singur lucru nu poate face el. Nu poate să se smerească. Și aici l-am învins. Cel de pe pat a dobândit adâncul smereniei. Așa a spus Palama. Luminează, Doamne, întunericul inimii mele. Iată ce frumos. De ce era întuneric? Fiți foarte atenți! De ce era întuneric? Că nu era spart acoperișul casei. N-avea pe unde să intre soarele. Cum pătrunde lacrima în om, dacă nu prin inimă? Unde e primul sentiment care te face să plângi inima? Ce fac persoanele când au un eșec sau o supărare sau o întristare? Vai, a inima! Da, da, inima cealaltă, inima de carne care te subjugă. Dar aici este vorba de pofta inimii păcătoase, aici e vorba de casa sufletului, aici e vorba de inima spirituală. Și ce face inima spirituală? Îi mână în mână cu mintea, cu acoperișul casei. Și ce spun sfinții părinți? Până nu se coboară mintea în inimă în chip tainic. Și până Iisus nu se întâlnește în cămară cu sufletul, ca mirele cu mireasa, taina luminii nu va avea loc. Și atunci omul se luminează, se desăvârșește, se curățește, se izbăvește. Și spune Părintele Cleopa frumos când povestește el prin casete. Și curg de-a lacrimi că trebuie 7 ștergare. Acelea nu-s lacrimi. Aia e apa botezului pocăinței. Pentru că Iisus, când a venit la Capernaum, deja venea de la Vitavara, de la botez, unde Ioan îl arătase lumii și spunea, iată mi-a Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Deci numai prin apă și prin lacrimă vine și botezul și pocăința. Dar această apă care vine din suflet este apa cea mai puternică, că izvorăște din om. V-ați întrebat vreodată din compoziția omului cum poate deodată să curgă lacrimi? Deci, exact ca dintr-o cârpă, când o storci, omului curg lacrimi, nu se mai oprește. Aia e taina. Dumnezeu a făcut această taină, ca inima să poată stoarce sufletului lacrimi. Și aici, iarăși, atenție, că sunt lacrimi bune și rele. Primele 4 feluri de lacrimi nu s-a admise de Sfinții Părinți. Din mândrie, din întristare, din fire și din momente emoționale. Oh, să le vezi pe babe pe la icoane cum leșină și plâng, oh, mori. Nu! Lacrima de pocăință sub epitrafirul duhovnicului, când nu te vede nimeni, lacrima de pocăință din casa ta când te rogi și plângi pentru păcatele tale și plânsul inimii. Să te doare cu adevărat sufletul că nu ești cu Dumnezeu. Sau să te doare cu adevărat sufletul că n-ai ieșit mai repede din viața asta să te întâlnești cu El. Și la măsura asta nu cred că am ajuns nimeni, nici chiar eu. Dacă mi-ar spune cineva, uite, mâine dacă mori ajungi în rai, cred că aș zice, las, nu contează unde ajung, să mor când e timpul, nu când vrei tu. Adică îți dorești să trăiești. E ceva firesc care cere trupul. Ei, slăbănogul ăsta n-a scos o vorbă, că eu aici mă opresc. A stat pe targă, așa, și s-a uitat. Au vorbit pentru el cei 4, adică cei 4 factori care determină conștiința. Dar când i-a spus Hristos, iertate sunt păcatele tale, știți de ce s-au răzvrătit cei din jur și n-au întrebat cine e acesta care iartă și păcatele? Era pentru prima dată în lume, pe toată fața Pământului, în restaurarea tuturor religiilor lumii, când un învățător își dă sufletul lui pentru discipolii săi. Era pentru prima dată când un învățător își dădea carnea spre mâncare ca trup și își dădea sângele spre beutură ca hrană, spre curățirea păcatelor. Nimeni n-a mai făcut lucrul acesta.
De aceea a spus Hristos, eu sunt ușa, cine va intra prin mine va ieși și pășune va afla, adică viață și hrană veșnică. Iar hrana și viața veșnică e legată de două lucruri. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și iarăși spune, eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug, că și cel ce nu mănâncă și nu bea trupul meu, nu are viață veșnică. Deci spune clar, deci nu poți să ai viață veșnică. Deci n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu care nu L-ai gustat și nu L-ai simțit și nu L-ai cunoscut. Și atunci, Mântuitorul Iisus Hristos spune că se adresează acelei mulțime, acelei adunări și îi spune așa, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Iată ce frumos din capacul acoperișului intră direct în casa sufletului. De ce cugetați în inimile voastre cele rele? Și ce face Mântuitorul? Face cea mai mare antiteză între păcatul originar care l-a doborât pe Adam din rai și păcatul nostru personal de hulă și de îndoială, că nu dorim să ne ridicăm. Și spune așa, ce este mai ușor a spune? Iertate-ți sunt păcatele tale sau ia-ți patul tău și umblă? Dacă i-ar fi spus slăbănogul, ia-ți patul tău și umblă, același bagaj de păcate și de suferințe l-ar fi purtat după el în chip ascuns o vreme, și aici când mă refer o vreme, vă dau o singură pildă. Mântuitorul n-a făcut lucruri la întâmplare, ci toate au fost gândite dogmatic până în zilele noastre spre mărturia noastră și a întregii lumi. Fiul văduvei din Nain, când a fost înviat din morți, a trăit veșnic sau a murit din nou? A murit din nou. A murit din nou. De ce? N-a fost dezlegat de păcate. Nu i-a spus, te-am înviat, iertate-ți sunt păcatele tale. Nu. Tinere, zic ție, scoală-te. Atât. Când a înviat-o pe fica văduvei lui Iair, pe fica lui Iair, ea a mai murit vreodată? A murit. De ce? Pentru că bagajul pentru care sosise moartea nu era dezlegat. Când a venit sluga sutașului și s-a îmbolnăvit, i-a iertat păcatele? Nu i le-a iertat, ci l-a vindecat cu bagajul de greutate asupra lui. De ce? Trăiam încă lumea materială a minții de lut. Deci nu venise Hristos, Fiul omului, în măsura în care să demonstreze ceea ce a demonstrat la schimbarea la față, că a venit să înnoiască lumea și să o facă mai vrednică, că n-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc. Și la fel și acel sutaș, fie că n-a murit atunci pe loc, sau fie că a ajuns anii bătrâneții, dar tot s-a sfârșit. Dar în clipa în care Iisus Hristos a venit și a spus, iertate-ți sunt păcatele tale, primii care s-au izbăvit de păcat, deci au fost Adam și Eva, cum spune la binecuvântările învierii, pe Adam l-a izbăvit și lacrimile Evei în bucurie le-a întors. De ce? Și ei purtau păcat. Și ei stăteau în iad, cu toate că erau corecți și au plâns și le-a părut rău, dar nu erau dezlegați. Ei, în clipa în care l-a dezlegat pe slăbănog, deci în clipa în care l-a dezlegat pe slăbănog, i-a și spus, de acum ia-ți patul tău și umblă. Nu i-a spus de unde, până unde și până când. Iată-l azi în biserică la noi. Îl vedeți? E aici, în Evanghelia de astăzi. Și de ce e în Evanghelia de astăzi? Ca să înțeleagă fiecare slăbănog în parte că până nu primește sufletul iertarea și dezlegarea păcatelor, nu suntem izbăviți. Deci nu suntem eliberați. Ce înseamnă păcatul? Robie. Ce înseamnă patima? Lanț. Ce înseamnă fără de legea? O sândă. Ce înseamnă pofta? Moarte. Slăbănogul de astăzi nu va mai muri niciodată. De ce? Pentru că s-a dezlegat de Iisus Hristos în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
pentru că s-a dezlegat păcatele lui și s-a iertat, iar Iisus a luat asupra lui sarcina păcatelor noastre. În Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Și atunci ei au întrebat, cine este acesta care poate ierta și păcatele? Și cu asta am încheiat predica de azi. Dumneavoastră, cine credeți că este acesta? Nici voi nu știți, nu. Nu! E cuvântul Tatălui din veac. Din cer spre pământ, de-ar fi vorbit Dumnezeu, s-ar fi auzit glas ca de tunet. Spune Scriptura, nu o spun eu. Unii ar fi auzit, unii n-ar fi auzit. Unii ar fi meritat să audă, unii n-ar fi meritat să audă. Dar a venit Fiul omului la noi, s-a deșertat în chip de rob, Sfântul Atanasie, a luat chip de om, a stat și a flămânzit ca noi, a băut ca noi, a mâncat ca noi, a dormit ca noi, a suferit ca noi, a plâns ca noi, a obosit ca noi, a transpirat ca noi, ca să poată să meargă la Tatăl și să-i spună un singur lucru. Tată, nu știi ce povară duc ăștia după ei, nici nu-ți dai seama ce a țesut diavolul în jurul lor. Și știți cum este slăbănogul? Ați văzut vreodată, poate ați avut pasiunea asta, să stați într-un cerdac și să vă uitați la un păianjen care prinde o gâză, cu câtă dibăcie o învelește roată, 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 până ia zborul, mersul, piuitul, țiuitul, picioarele, și mai rămâne zumzetul ăla până îi dă înțepătura mortală. Așa a făcut dracu cu sufletele noastre. Le-a înfășurat păcat cu păcat și patimă cu patimă și poftă cu poftă, până ne-a transformat în niște slăbănogi, în niște nimfe vii. Și după aia omul spune, nu mă pot lăsa de băutură, nu mă pot lăsa de desfrânare, nu mă pot lăsa de patim, nu mă pot lăsa de țigară, nu mă pot lăsa de răutate, nu mă pot lăsa de mânie, nu mă pot lăsa de patimile pe care le am. De ce? Este îmbrăcat în mătasa morții. Este îmbrăcat în mrejile diavolului. Și de ce vă spun lucrul acesta? Iisus Hristos este singurul care a văzut asta. Și pentru că ea habar n-aveau, stăteau ca proștii la grămadă și s-au uitat cum a făcut minunea și nu una, că a spus Ioan Evanghelistul, de s-ar fi scris minunile care s-au făcut cu deamănuntul, nici n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Vă dați seama câte minuni au fost? Credeți că așa i-a venit lui Iisus Hristos, l-au adus cu targa pe slăbănoc și a spus, fiți atenți, o scenă de iluzionism, acum voi scula un slăbănoc de pe pat. Nici vorbă! Până ajunge slăbănogul respectiv, cred că alți 50 s-au vindecat atingându-se de el. Dar ăla era un moment principal de trecere la o nouă etapă de gândire spirituală. Ajunge, nu ești numai mămăligă, carne, fasole, cartofi și pâine. Mai ești și suflet, mai ești și rațiune, mai ești și forță, și voință, și putere, și inteligență, și toate celelalte puteri ale sufletului care vin în lupta salvării de mreaja diavolului. Și în clipa respectivă, Iisus le-a arătat că niciun om nu poate umbla. Și aici când e vorba de umblet, e vorba cu totul de altceva. Căci patul pe care stătea slăbănogul era trupul pe care îl purtăm. Ia-ți patul tău și umblă. Este casa în care noi ne ținem sufletul, omul de dinăuntru. Și noi trebuie să umblăm la servici, la navetă, la școală, la gospodărie, la câmp, la casă, la masă, la alimentară, la piață. Dar nu putem umbla bolnavi. Măsura îmbolnăvirii sufletești o dau spitalele de nebuni, în care găsești ce? Nu oameni proști, ci oameni prea inteligenți. Dar cum? Cufundați în rațiune, până dincolo de existența lui Dumnezeu, ajungând la negația lui sau la aberația față de Dumnezeu, adică la aruncarea de pe aripa templului, ce vă spuneam altă dată. Deci, ori îi face lui Dumnezeu minuni să vadă el că este, ori nu mai crede în el. Și aici
spitalele dau măsura lipsei de Dumnezeu. Adică, acolo vei găsi numai oameni care n-au știut să-și ancoreze suferința într-o spovedanie și o împărtășanie, într-un acatist și o catismă, într-un Tatăl nostru și un împărate ceresc, într-o zi de post, o anafără și o aghiazmă, într-o lingură de ulei și o dezlegare de la Sfântul Maslu, ulei sfințit, mă refer, nu de mâncare. De ce spun lucrul ăsta? Deci el nu mai crede în nimic, este destabilizat, el trebuie restaurat. Iar această restaurare vine din gura învățătorului care stă și se uită la noi și spune: iertate sunt păcatele, ia-ți patul tău și umblă. Du-te la casa ta! Nici nu i-a dat direcție, i-a spus umblă! Ce înseamnă umblă? Spune tuturor, mă refer aici și închei, spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și de unde știm că ăsta e reperul final? Un alt situat într-o situație limită, cu suferință și boală și orbire și nevedere, avea doi părinți la fel de credincioși cum sunteți dumneavoastră când nu vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu, și vin mai mari sinagogi și întreabă: fiul dumneavoastră era ori? A, dar e major, întrebați-L pe el, nu ne întrebați pe noi, n-am fost acasă, nu știm. Și vin la el și întreabă: cine te-a făcut pe tine sănătos? Păi cine să mă facă? Iisus Hristos. Cum? Și tu n-ai văzut? Ei, ăsta a văzut că are de-a face cu lepre. Și a zis: mai eu nu știu ce vreți voi. Știu doar două lucruri. Că omul ăsta m-a făcut să văd. Ăștia s-au mâniat și l-au scos afară din sinagogă și iar s-au dus la părinții lui. Cum, domnule, ăsta e fiul vostru care nu vedea? Ăia la fel fricoși, cum să vorbească să aibă voi ispită pe seama credinței. Nu știu, întrebați-l pe el, întrebați vecinii. Nu știm, da, e al nostru. Iar se întorc la el și întreabă: și cum ai putut tu să vezi? Ei, și atunci, v-am spus, când slăbănogul ia patul său și umblă, și mișcările lui sunt pe măsură. Dar ce vă interesați atâta? Ce vreți să aflați așa interesant? Vreți cumva să vă faceți ucenicii lui? Nerușinatule, nesimțitule, hulești în templu Domnului, dar ce, n-ai avut timp să te faci sănătos numai azi, sâmbătă, ieși afară? Și la care el spune așa, finalul. Și ăsta să-l aveți în cap și plecați cu el acasă: eu nu știu prea multe, dar știu că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Dar eu știu că omul acesta m-a făcut să văd. Vă place sau nu vă place, el m-a făcut să văd. Și atunci l-au batjocorit și l-au dat afară. Dar el a ieșit și dând cu ochii de Iisus, s-a închinat lui până la pământ. Sunt sigur că și slăbănogul, înainte de a pleca din casa din Capernaum, a făcut o umilă plecăciune în fața lui Iisus Hristos, ceea ce face și omul după ce se împărtășește și spune: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cea mai scurtă rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu, și de aici s-a născut înțelepciunea celorlalte rugăciuni, care spune: vino, mângâietorile, și te sălășluiește întru sufletele noastre, curățește toată spurcăciunea și mântuiește sufletele noastre. Amin.